să fiți eliberat din funcție. Au solicitat consilierea. Nu știu, asta o să vedem. Deci, momentan, nu putem să... Deci, vă mai spun încă o dată... Cum comentați decizia de asta? Deci, lăsați-mă să răspund la întrebare, da? Deci, mă lăsați, da? Deci, vă mai spun încă o dată că această ședință a fost ilegal constituită, nu a avut convocatorul cu o treime din membrii Consiliului de Administrație, trebuia să fie semnat în prealabil de ieri, da? Nu astăzi au semnat aici pe șest, sunt camere care pot confirma acest lucru, da? Deci, au semnat pe șest acel convocator sau... Poate nu m-am exprimat academic, da? Adică hoțește, da? Hoțește au semnat acel convocator, pe care nu m-au putut să-mi-l prezinte la ora 11, și prin urmare această ședință este nulă din punctul de vedere al legislației. Mi-a da? Fost convocat la ședința Consiliului de Administrație? Doar au trimis, mi-au trimis pe mail un convocator, un simplu tabel nesemnat, da? Am ca probă, pot să arăt acest lucru, da? Deci intrăm în adresa mea de e-mail. Să nu se vadă adresa de e-mail și nu cred. Bun, imediat, da? Deci, o secundă. Dar cum comentați acuzele care vă sunt aduse? Lăsați-mă puțin să vă arăt mai întâi acel document și după aia, da? Da? Ciopraga Gabriel mi-a trimis. Ne uităm pe acest document, da? Este în Word. Da? Un simplu tabel, nesemnat. Deci ei trebuia să semnezi acest document, să-l scaneze și să-mi-l trimit cu o treime din membrii Consiliului de Administrație. Adică trebuia trei. Dacă semnau trei, această ședință era total legală. Și le-am propus încă o dată, astăzi, la 11:10, le-am propus să facă acel convocator pentru mâine. Deci era totul perfect legal. Ceea ce nu au vrut. Sunteți agresiv cu colegii dumneavoastră? Nu, nu sunt agresiv cu colegii mei. Dar cum comentați acuzațiile care vă sunt aduse de toți colegii, votul colegilor dumneavoastră? Deci acuzațiile sunt rău intenționate, fără probe și chiar lipsite de etică. Da? Colegii mei au încălcat în nenumărate rânduri regulamentele școlare. Nu mi-au adus planificările, mi-au adus fișele de autoevaluare foarte târziu. Deci aveau termen până pe 15 august și le-au adus după 1 septembrie. Chiar mai târziu, din 1 septembrie, da? De asemenea, în momentul de față, doar 10 colegi mi-au dus planificările și un cadru didactic nu ar avea voie normal să intre la oră fără planificarea avizată de către directorul instituției. Nu are voie. Și asta nu înseamnă că am dat termen în Consiliul Profesoral 29 septembrie, ei nici până acum, deci nici domnul Lupei, nici domnul Ciopraga, nu dacă vreți să fac o copie la documentul care arată exact data asumată prin semnătură când mi-au fost aduse planificările. Și am comunicat și inspectorul școlar acest lucru. Deci, practic, ei acum intră la ore, la cursuri, ilegal. Pentru că nu au avizat de către directorul instituției și n-am zis să-mi dea în prima zi sau... Deci am lăsat, chiar am zis în acel consiliu profesoral, colegii care au avut activitate de spectacol, să-i mai aștept cu o săptămână. Nici după o săptămână după spectacol nu mi-au adus, da? Spectacolul care a fost pe 30 septembrie, da? Deci nici în momentul de față, nici domnul Ciopraga, nici domnul Lupei, cred că nici doamna Panțiru, da? Putem să verificăm lista cu acei colegi care mi-au adus până în momentul de față, planificările, deci programa odată, adică programa reprezintă ceea ce trebuie să predea ei și planificările, cum planifică ei pe fiecare oră de curs materia care trebuie să o predea. Și de asemenea trebuie făcută în funcție de elevii pe care au. Pentru începători este o planificare, pentru avansați altă planificare. Da? Am avut control vineri, da? Domnul inspector de informatică, și doamna Panțăru i-a arătat o planificare care nu era avizată de către mine. Ceea ce este total incorrect. Ați avut un comportament... Nu mai spun de faptul că ceea ce au făcut dumneavoastră acolo la oră nu era nicăieri precizat în vreo planificare. Deci pur și simplu au venit elevii și au zis că avem niște probleme în Excel... Și, bine, poate să vă confirmi, dacă nu credeți ceea ce spun eu, puteți să luați legătura cu domnul inspector de informatică, domnul Gorea, de la ISJ. Dar, Rogenosa, ce s-a întâmplat? Ați ridicat mâna? Nu, nu. Că ați ridicat mâna? Nu. Deci, minte, doamna Axinia, minte. Da? Spune neadevărul.
Din contră, eu am fost împins de către de doamna Axinea de două ori. Acuzațiile care sunt aduse la adresa dumneavoastră, că sunteți... Majoritatea, toate acuzațiile sunt mincinoase, da? Și incorrecte. De unde această stare de tensiune atunci? Pentru că am început să rog colegii să-și facă treaba, adică să se comporte normal ca un profesor, da? Ei erau obișnuiți ca până la spectacol să nu țin nicio oră de curs. Deci anul trecut, spun cu subiect și predicat, până în spectacol nu s-au ținut ore la Clubul Copiilor Pașcani. Și ar fi trebuit să iau măsuri. Anul acesta, începând cu 11 septembrie, s-au ținut ore de curs. Chiar dacă erau foarte puțini elevi înscriși, au venit colegii, dacă nu aveau copii, măcar și-au făcut, eu știu, și-au organizat cercul sau fișele, da? Nici în moment de față noi nu avem grupuri constituite, 100%. Da? Deci elevii care sunt înscriși nu sunt încă, eu nu am primit personal documente prin care să știu la fiecare cerc ce grupe sunt. Deci majoritatea cercului au 9 grupe, eu nu am primit un document oficial de la colegii mei care să precizeze care sunt componența grupelor. Pentru că eu acele grupe trebuie să le introduc în SIR, în sistemul informatic căutați mea, S-I-I-R, da? Și cum a avut loc festivitatea de deschidere a anului școlar? Adică la ce vă referiți? Ați avut un eveniment în care ați anunțat cum ce veți face în 2023-2024, nu? Repetați, vă rog, că n-am înțeles întrebarea. Ați avut un eveniment, festivitate de deschidere a activităților, în care ați anunțat ce veți face în perioada următoare, 2023-2024. Deci, doamna de la BTV a venit și a luat un interviu legat de aceasta. Pe dumneavoastră v-am contactat telefonic. Mi-ați cerut invitații, v-am trimis-o pe mail, da? Cred că putem să o vedem, da? Undeva la ora... În sensul că de unde ați știut cum se vor desfășura dacă nu ați avut planificările? Păi da, alea trebuie să le facă colegii mei, nu eu. Deci cum ați făcut festivitatea de deschidere? Dacă păi da, stați așa un pic. Nu. Deci confundați lucrurile, da? Deci predarea înseamnă cu planificare, spectacolul este cu totul altceva. Este un eveniment în care noi facem o deschidere. Deci nu este planificată spectacolul, da? Deci colegii care sunt la partea artistică organizează acest spectacol pe baza unui... Deci pot să vă arăt atât afișul spectacolului cât și desfășurătorul acestea, dar nu e... Deci spectacolul nu sunt planificat, nu e ceva adică care se predă, da? Eu vorbesc, planificări înseamnă ce predai tu la cursul ăla, da? O ultimă întrebare. Zicea domnul Cefrau, dacă ați fost amendat cu 2000 de lei și ați încercat să treceți amenda prin ce pentru ce ați primit acea amendă? Da, deci amenda am primit-o pentru două aspecte, da? Deci, unu, nu a fost întocmit planul de pază, iar domnul agent mi-a spus clar anul trecut că nu va aproba planul de pază atâta timp cât nu sunt actele de proprietate ale unității. Deci eu, nici în momentul de față, nu am actele care să demonstrez că clădirea este a Clubului Copiilor Pașcani, respectiv terenul. Deci am fost la serviciul tehnic al ISJ-ului, am luat legătura cu doamna inginer Popescu, care mi-a spus că va face demersurile pentru acest aspect. Să sperăm că în maxim 2 luni o să primesc acele documente, pentru că lucrurile se mișcă destul de încet la nivel de minister. Legat de inexistența lor, mi-a spus următorul lucru. Cineva, și pot să vă spun cu subiect și predicat, nu și-a făcut treaba până la capăt. Deci a preluat clădirea domnului Ciopraga fără a mai completa documentația pentru a primi acele documente. Da? Și nici ceilalți directori care au urmat după dumnealui nu au făcut acest lucru. Domnul Ciopraga, nu știu prin ce mijloace a obținut aprobarea planului de pază, dar doamna Vatamanu a primit constant avertismente din partea poliției, deci sunt acele procese verbale, pentru că nu i s-a aprobat planul de pază deoarece nu avea documentele unității. Atunci, inspectoratul, cum a investit aici în Clubul Copiilor, dacă nu există o formă de proprietate? Deci, nu înțelegeți să... Ce nu înțeleg, domnule? Nu înțelegeți să... S-a făcut o investiție aici. Foarte bine, dar directorul de la acel moment trebuia să obțină documentele de proprietate ale clubului. Deci, ce nu înțelegeți? Nimeni nu investește pe ceva, nesigur. Domnul meu, deci, dumneavoastră, vă mai spun încă o dată, da? Nu avem în acest moment documentele care atestă faptul că suntem proprietari ai acestei clădiri. Ați înțeles? Vreți să rămâneți în contact? Așa, deci două aspecte, da? Deci era ăsta, aspectul că nu mi se aprobă. Dar pe numele dumneavoastră? Nu, l-am întrebat de 3 ori pe domnul agent, domnul Pleșcan Mihai, de 3 ori l-am întrebat, puteți să îl întrebați și pe el, dacă amenda este pe mine ca persoană fizică sau pe
instituție și mi-a spus, dumneavoastră este reprezentantul instituției, prin urmare a folosit datele mele personale, dar mi-a spus de 3 ori că nu este pe Rusu Gabriel ca persoană fizică. Am precizat, deci imediat am luat legătura cu inspectoratul în privința acestui aspect, da? Mi-au comunicat că ei nu au, deci noi ca să putem să plătim o anumită sumă trebuie să avem un articol financiar de unde să primim acei bani. Mi-au spus că nu au, au 0 lei la amenzi, da? De asemenea, am rugat ISJ-ul să mă susțină și mi-au comunicat să prezint CEAU-lui această situație. Am prezentat CEAU-lui, deci este procesul verbal în care prezint acest aspect, le-am spus și lor ce s-a întâmplat, deci m-am spus, 2 aspecte au fost prezentate în acel proces verbal, dacă vreți vă dau și o copie, odată planul de pază și al doilea, nu mai spun că s-au mai descoperit niște nereguli, deci sistemul de supraveghere inițial a fost planificat cu 14 camere și eu am doar 13. Audio-video? Nu, doar video. Deci am descoperit cu domnul polițiști, deci nici n-am știut că trebuia să am 14. Da? Deci iarăși o problemă care este din trecut, eu doar am preluat-o. Și al doilea aspect pentru care mi-a fost invocat, eu știu, incompetența, dacă pot spune așa, deci am zis odată cu planul de pază și al doilea, cred că ar trebui să citesc mai exact procesul verbal, deci în momentul ăsta îmi scapă, dar ne putem uita pe el. Vreți să rămâneți în continuare, director? Eu zic că merit cu prisosință acest drept, pentru că mi-am câștigat prin concurs corect, cinstit, da? Deci am luat 7,60 la proba scrisă, 7,80 la proba la interviu și nu am fost un director, eu știu, numit, da? Deci mi-am luat prin concurs acest post. Problema, la modul general, este următoarea. Cât am fost foarte înțelegător cu virgulă colegii mei, totul a fost ok. Când am început să le spun să respecte regulamentele, au început să apară probleme, foarte multe probleme. Inclusiv cu articole de presă, ceea ce nu este normal, pentru că prima oară se sesizează inspectoratul școlar dacă sunt nereguli aici. Ei trebuie să vină, pentru că sunt direct răspunzători de activitate la Clubul Copiilor, da? Deci prima oară trebuie anunțat ISJ-ul. Să ajungi în presă doar dacă, nu știu, mi se pare urât. Deci un gest foarte urât să ajungă în articol de presă probleme legate de o școală. Deci mai întâi trebuie să vină ISJ-ul să clarifice situația. Abia după aia, dacă, să zicem, ISJ-ul ar face un abuz, nu iau măsurile care trebuie să se ajungă în presă. Și țineți minte că sunt 3 articole până în momentul de față, unul la dumneavoastră la BTV, care atunci a fost total rău intenționat, da? O singură sală avea mai reci în sala respectivă și am și spus, poziționarea noastră este cu partea de sud la soare, iar partea din nord la opus soarelui, da? Evident că e mai rece în partea respectivă, da? Anul trecut, din punct de vedere financiar, am avut datorii la E1 Gaz 120 de milioane. Deci, nu, doar din bunul simț al acestei instituții nu ne-a tăiat gazul. Deci, până în septembrie, până în octombrie, nu am reușit să plătim acea sumă. Și am rugat colegii să facem tot posibilul. Am rugat colegii să facem tot posibilul să prelungim cât mai mult posibil pornirea centralelor. Pentru că noi nici în momentul ăla nu aveam achitate acele facturi restante care s-au datorat cumva inflației. Deci au crescut prețurile undeva în ianuarie-februarie, prețurile au crescut foarte mult la gaz. Nu eram eu director, eu sunt de pe 18 aprilie, doar am moștenit acea datorie. Deci vă poate confirma și doamna administrator financiar că cu mare greutate m-am dus, cred că deja economistul de la doamna contabil șef de la ISJ, când mă vedea deja încerca să fugă de mine, pentru că i-am expus de foarte multe ori aceste probleme cu care ne confruntam, m-am dus și am dus listat toate datoriile care le aveam și cu mare greutate am reușit să ne achităm toate datoriile. Deci am avut noroc de rectificare și de fiecare dată cum mai rămâneam restați la ceva, cum solicitam ajutorul ISJ-ului. Vă mai pot preciza un anumit aspect, deci noi, Clubul Copiilor, avem o situație mai specială, suntem finanțați direct de către minister și dacă bugetul nu-l facem cum trebuie, deci avem probleme foarte mari. Și chiar dacă îl facem cum trebuie și cerem sumele care
sunt necesare pentru desfășurarea activității și atunci putem să avem probleme pentru că se aprobă foarte puțin din sumele pe care le transmitem noi către minister. Deci noi transmitem către ISJ și iar ISJ-ul către minister. Și vin la minister cu tăiate foarte multe sume și după aceea trebuie să ne descurcăm cu sumele care le primim de la minister. Menționez că la unitățile școlare bugetul se face pe baza finanțării per elev, deci ei în funcție de câți elevi au, primesc anumite sume după care le distribui pe articole. Noi nu putem să facem acest lucru, noi trebuie să fim cu mare atenție în momentul în care creăm bugetul, astfel încât anul următor să ne desfășurăm activitatea. Dar v-am spus, deci de regulă pot spune cel puțin în momentul de față că am 60% din sumele pe care le prezentăm ni sunt tăiate. Cu aproximații.